Bună dimineața! Este cu adevărat dimineața, deci cea mai dimineață pe care o veți vedea voi vreodată pe canalul ăsta, pentru că este ora aproape 1, dar am plecat de acasă în jur de 12 și ceva. Pentru că astăzi, să sperăm, nu știm încă, pentru că suntem foarte, foarte obosiți, ne-am ales cel mai prost moment să facem treaba asta, vrem să urcăm pe vulcanul Teide, pe jos. Vulcan care în vârful lui măsoară 3700 de metri în față de nivelul mării. Iar acum mai avem undeva la 16 km și 20 de minute până la o parcare unde ne întâlnim cu mai mulți oameni, printre care și Vlad și Anca de la La Căpșuni. Ei ne-au recomandat chestia asta, pentru că noi probabil că nu ne-am fi gândit să urcăm pe jos 9,5 km cu 1500 de metri diferență de nivel, dar da, dacă ei au zis că e frumos, e frumos. Ne întâlnim acolo cu ei și cu încă alți 6-8 români, ceva de genul ăsta. A format un grupuleț mic care vom urca sus pe vulcan, din care unul sau doi cel puțin au mai făcut traseul ăsta de mai multe ori. Asta e ok, că mergem cu cineva care a mai făcut asta, zice că se poate face în aproximativ 5 ore. Din ce am citit eu pe net, m-am cam speriat așa, având în vedere forma fizică pe care o avem noi, forma fizică pe care nu o avem noi. Am înțeles că traseele sunt bine marcate, luna este foarte mare pe cer, s-ar putea să avem lumină și de la lună, avem și telefoanele cu noi, avem baterii externe, vedem, urcăm până când om putea. Când nu mai putem să mai urcăm sau simțim noi că nu e ok pentru noi sau nu ne simțim bine sau ceva, coborâm pe unde am urcat și asta e viața. Dar scopul, finalitatea acestui video, sperăm noi, că va fi răsăritul de pe vulcanul Teide, care am înțeles că este unul dintre cele mai tari răsărituri pe care le poți vedea vreodată, pentru că într-o parte se vede soarele cum răsare și în cealaltă parte încet încet se vede umbra vulcanului pe ocean. Priveliștea e superbă. Priveliștea e superbă și dacă nimerim o zi bună și senină, vom vedea și toate celelalte insule, vom vedea și tot ce se întâmplă pe Tenerife. Așa, în teorie, sună foarte bine, să sperăm că ajungem acolo. Hai să ajungem la parcarea aia, asta e partea cea mai simplă a excursiei astea, să reușesc să mă mențin treaz până ajung la parcare acolo. Că după aia, dacă încep să urc, ori pic, ori îmi trece somn. Și am lăsat-o pe Ana în locul de unde o să pornim expediția asta pe jos și noi mergem cu toate mașinile să le lăsăm la telecabină jos ca mâine dimineață când ne întoarcem să putem să luăm mașinile direct. Și am lăsat mașinile aici. Asta este baza cu Teide. Na, camera se chinuie destul de tare, chiar și a noului meu. Eu am la mine, spui dacă îți fie greu și o foiță. Cum e, rezolv ceva cu lumina lunii sau? Nu, ești, te vezi super puricată. Știu. Puricos. Dar tu nu vezi că avea te și văd. Ești pixelat. Avea te văd eu. Ești cenzurat. Da, n-am ce să fac. Atunci o să dau flash. Sunt șanse foarte mari să nu conteze camera asta. Ia-ți-o. Da. Nu, mai sunt ceva, dar... Reflectoare. Oh, dar mă văd abia... Dar nu te vezi că te vezi ars. Bă, dar nu, e prea puternic, să stai un pic. Nu, e mai bine cu aia. Nu, că ești ars pe față. Ce, nu, că n-am cum să mă văd puricos așa. Acum nu, dar te vezi ars. Da, e posibil să nu conteze camera, e mult, mult prea întuneric. Dacă iau asta... Ai, că te vezi un pic. Da. E incredibil, că eu de-abia te văd. Da. ISO 100-2000, deci maxim ce poate camera asta. Asta este traseul pe care o să luăm noi, nu? Da. A, așa da, stai, deci, hai cu noi sus, să mă văd și eu. Am luat două perechi, am zis sigur că vrei? Ana, nu? Da. Vrei, Mănuș? Da. Cine nu vrea să apară pe YouTube, cel puțin, măcar cu vocea, mâna sus, da? Ca să știm o treabă de la început. De-aia de Anonymous. Anonymous e bine pentru tine, e ok? Se vede destul de rău încât să nu își dea lumea seama. Ia, îmi descriu. Uite ce tare e asta.
Soldat. Never work alone. Cam așa arată drumul. Atât putem să vedem. În rest, spate, acolo avem luna. Luna. Și mai e lume. Bun. Ceea ce... Am plecat în expediție la 1:30. Nu o oră. Stai, cât sunt mine. 34 de minute. 34 de minute, 2 km și 5. Și a trebuit să facă, să facem o pauză. Primești șoc la lumină, toate astea e cam mult. Cam mult de atât, cred că e cam mult. O, te arde. Cam mult. Cam așa se vede încolo, acolo se vede orașul. De acolo. 2 km 200 aproape. Deci nu vă luați după modul în care se vede acum pe cameră. Pentru că aici, dacă ne depărtăm prea mult de ei, este întuneric, întuneric complet. Complet. Adică pentru cine se pricepe, avem așa. F2.8, 1x25 shutter speed și 102.400 ISO. Maxim ce poate A9-le. Ar fi fost bun în A7S3 aici. Nu știu cât de mare diferență ar fi făcut, dar mi-ar fi plăcut să văd diferența asta. Avem o lună foarte mare. Mergem de maxim 45-50 de minute. Azi zicem că ne apropiem de o oră. Și probabil undeva la 25%, 30% din distanță. Dar acum abia începe urcarea. S-ar putea să ne fi băgat la o chestie mult prea grea pentru noi. Da. Da. Asta e, poate să o facem la cap. O luăm așa pas cu pas. Să sperăm că suntem în stare să ajungem până sus. Pentru niște oameni care stau numai la birou toată ziua și mănâncă tot felul de căcaturi. Sunt niște chestii grele, grele astea. Am găsit să vă arăt cum filmează telefonul. Deci crede-mă că pe telefon nu se vede absolut nimic. Uite luna acolo, adică telefonul filmează, nu? Deci nu se vede, e tot mic telefonul. Nimic, nimic, zero, black. Și așa se vede camera. Hai că am început să urcăm. Mai zi-mi odată la cât am ajuns? Cât a zis? 2600 de metri. Și mai avem 4,4 km ca și distanță. Mai avem... filmează asta, da? Mai avem mai puțin de jumate ca și distanță, dar acum am început urcarea. Mă văd eu. Mă văd, mă aud. Acum probabil prea mult. Nu știu cum vrei. Nu contează. Se vede. Băi, să știți că încep să cred că îl facem. Deci dacă nu-i mai rău de atât... Deci credeți-mă că dacă nu... Dacă nu exista posibilitatea să mă fac de căcat în fața multor oameni, mă întorceam de mult. Mă întorceam de mult. De ce? Deci dacă nu exista... Dacă n-am spus pe vlog că merg și nu mă făceam de căcat în fața multor oameni, mă întorceam de mult. Dar ce? Dacă era după mine, mergeam până acolo unde... Am pus mașina, ne uitam spre oraș și încolo, a, perfect, frumos. Hai înapoi, că drumul a fost frumos cu mașina. Ca un transfăgărășan. Da, un transfăgărășan cu asfalt mai bun. Adică au făcut asfalt până acolo și nu mai putea să mai facă și 9 km. Mai nou asfaltul. 9 km, mă. Da, dar un teleschide la asfalt. Nu mai odihnim, mai des. Pe bucata asta. Deci chiar n-aveți cum să înțelegeți magnitudinea urcării. E foarte abruptă. Sutele de metri, mă rog, metri, nu sute de metri, trec foarte, foarte greu. Și mai e foarte, foarte mult. E foarte înșelător. Aer rar. Eu nu simt asta. Anca adică... se plânge că nu trage destul aer. Și o cred, și o simt, da. Eu nu simt chestia asta. Încă am auzit oameni care se plâng de treaba asta.
aici și mă rog, la înălțim, dar eu nu simt asta, cel puțin nu încă. Dar e clar că e greu pentru că facem de oprire din ce în ce mai des. Da. Stai că nu mă pot vedea. Din ce în ce mai des. Nici așa nu te poți vedea, dar nu contează. E bine. Da. Da. E greu rău, oameni buni. E foarte mișto aici și ochiul meu poate să vadă mult mai multă lumină decât poate chiar și camera asta. Și camera asta este una dintre cele mai bune camere de pe planetă, una dintre cele mai bune camere de pe planetă pentru low light și totuși nu face față, adică chiar întuneric. Dar dacă n-am fi avut luminițele astea, te descurcai lejer. Da, cu luna. Cu luna, adică chiar e lumină suficientă cât să te descurci. Dar din calculele noastre suntem cam strâns cu timpul ca să ajungem la răsărit fix sus. Vom vedea, de ajuns sus ajungem, sigur, dar nu știu dacă ajungem la răsărit. Asta vom vedea. Calculele spun că ar trebui să facem 5 minute pe 100 de metri acum. Calculele spun că nu prindem răsăritul. Probabil. Prindem răsăritul de cât de sus putem. Și aia e. Am subestimat rău cât e de urcat. Că e din ce în ce mai greu? Și că e din ce în ce mai greu, da. Adică eu cel puțin am subestimat grav cât e de urcat. 5 minute mers, pauză, 10 minute. Și faza e că v-am zis, e înșelător rău. Că îi văd pe aia acolo de mult. Și parcă nu mai ajung unde sunt ei. Parcă mi se pare că o să facem 2 săptămâni până acolo. La cât suntem? 2880? Da. Aproape 2900. Bariera. Aproape 3000. Da, dar măcar spargi bariera aia psihologică de 3000. Și tot ar fi o treabă. Dacă o filmez așa cu blitz, nu mai văd, trebuie să fac un pic de pauză. Mai avem 4 km până sus, undeva la 990 de metri altitudine de urcat. Și mai avem până la răsărit aproape fix 4 ore. Cam asta trebuie să facem. Merge treaba? Ăla, nu știu ce a fost în capul nostru. Din păcate a trebuit să ne detașăm un pic de grup ca să putem ajunge sus să filmăm răsăritul, pentru că fetele o duc cam greu, mi-am trebuit să afcurăm și atunci trebuie să luăm noi un pic în față. Nu mă gândeam că eu voi fi cap de coloană, eu cel mai porc dintre porci, dar uite că e nevoie să măresc un pic pasul dacă vreau să ajung. Nu ești cap de coloană, cum nu sunt nici eu. Sunt doar egocentrici și nu ne interesează de ceilalți. I-am abandonat, cu alte cuvinte. Ne-am abandonat nevestele, copiii, exact. Iubitele, prietenii. Sunt niște băieți sportivi acolo care au inimă să stea cu nevestele noastre. Da. Ia, și care e soluția acum, de exemplu, dacă nu mai pot? Nici o soluție, trebuie să pleci. Pentru că mai ai 5-600 de metri până la... Ori urci 600, ori cobori 5-6 km. Nu te spun exact cât cobori. 6 km fix, 6,08. Deci am făcut 2x3. Ca și distanță. Da, ca și distanță. Dar cred că nici un sfert față de ce urmează ca și greutate. Să zic și ca și altitudine. Am pornit de la 2200 și ceva. Am mers... Suntem la 2900, de la 2300 până la 2900, 600. 600, o treime. Nu-i rău. Nu-i rău, o treime din altitudine. Nu-i rău, mă. Ok, deci cu timpul stăm prost, dar așa de... Eu nu mă așteptam să urc nici până aici, oricum. Sincer spun. Nu, adică sunt într-o formă atât de proastă încât nu. Eu sincer... Sunt realist, adică eu nu sunt de la, da, tati, urcăm pe munte. Eu sunt de la tati, dar... Nu. Chiar eram și tati, hai că urcăm, că nu știu ce, acum 10 minute. Și acum zic, wow, gata. Nu, te tot uiți la ea și parcă nu se mai apropie. Da, și să zici și câte ceas e. Ceasul e 4 și un sfert. Urcând aproape 3 ore? Da. N-avem nicio șansă să ne culcăm. Aha, nu 3 ore, 2 ore jumate. Nu, facem 3 ore acum, într-un sfert de oră facem 3 ore. Am plecat la 1 jumate. La 5 jumate? Da, fix. Ok, deci aproape 3 ore. Am început și eu să simt faptul că aerul e mai rarefiat. Cam așa ca un, simt ca un atac de panică, cum ar veni. Că nu pot să respir suficient. Ia. Uite, 3000 de metri. Fix 3000 de metri aici? Da, bro. 3000 de metri. Suntem mari. Pauză. Am ajuns la 3000 de metri. Tocmai ce am aflat de la doi spanioli care ne-au depășit într-o viteză extraordinară, că fetele sunt bine, sunt un pic mai jos, sunt la 10 minute distanță de noi, la 10 minute de mers fără oprire. Sunt ok, nu sunt accidentate, în formă bună, așa că îi dăm mai departe. Ia, mers, Mușana. La câți metri sunteți? Deși mi îngheață mâinile, am scos camera să vă arăt. Mai avem un pic până la refugiu.
departe puțin. 100 de metri maxim. Să sperăm că ne putem adăposti un pic de frig. Că nu e bună. E frig rău. Pe lângă oboseala, frigul e cel mai deranjant și mai supărător. Ai zis că sunt 9 grade? Da, 9 grade. Nu știu să spun, că apare enorm de mult timp. Da? Da, trecuseră vreo 10 minute și mi-am săpărut toată plumă. Dacă nu începem să delirăm... Da. Cam așa arată răsăritul. Nu uite că încă suntem pe drum. O să o povestesc eu mai încolo, pentru că acum am îngheată și mâinile. Și nici n-am suflu absolut deloc. Până acolo e Teide. Dar mai avem o grămadă. A, și de să țin așa. Da, o ții două de aici și de... Adică și cu două mâini. Trebuie să acum e... Nu, bro, că după aia ne e greu la editat, că eu tind să editez. Hai să fac măcar așa un dăst așa. Cam asta e ce se vede. Și asta e ce mai avem în sus. Acolo e sus Teide. Bă, nu pot să cred ce tare e camera ta. Doamne, Dumnezeule. Doamne, ferește, nu vă dați seama. Voi nu știți ce înseamnă camera asta, deci nu pot să cred. Incredibil. Iată. Nu mai vrei? Nu, că, Doamne ferește, nu vreau să... Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Yeah, I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain, what's the plan? Heavy breathing, stay insane. Și ăsta e nenorocitul care ne-a distrus sănătatea și noaptea. Ăsta este vulcanul Teide. Și știu că pare mic din filmare, dar mai e mult de urcat până acolo. Mult. Așa arată apusul. Doamne, apus răsărit ea 10 ori când zic apus. Și noi mai avem 0,5 km până la telecabin. Pentru că este 0,5 km aici. Pentru că este exclus. Exclus. Să mai urcăm până sus. O să vă povestim mai multe. Nu putea să ne folosim creierile și mâinile. Prima coborâre după 6 ore de urcat. În frig. Prima coborâre. Oh, ce bine să cobori. Aici zona este foarte mișto, foarte, foarte mișto. Dar parcă o privești cu alți ochi după ce ai urcat prin frig 6-7 ore. Și am ajuns, uite-o, clătirea de telecabine, măcar o văd. Nici nu mai e frică de telecabine acum. O iubesc. Și am ajuns la telecabine. Aproape. Iar soarele acolo începe. Timid, timid. Everything is great inside this narrow maze. Și în sfârșit luăm telecabina după 2 ore așteptate aici. Am bilet online. Am bilet online, da. Cu jumătate de ori l-am cumpărat. We got our differences. Yeah. I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. Și am coborât. Am
am reușit. Am scăpat cu viață și astăzi. Nu știu câtă energie am să explic lucrurilor, să explic lucrurile cum trebuie acum, dar... A fost o experiență. Deci... Experiența vieții noastre. Dacă mă întreb cum a fost, a fost foarte frumos. Foarte frumos, deci chiar a fost extraordinar. Ultima parte n-am mai urcat-o. Au fost niște probleme pe care am fi putut să le preîntâmpinăm noi, cei care urcam acolo sus. Neapărat de știut că este foarte frig. Bă, da, foarte frig. Chiar dacă erau acolo 9 grade, bătea vântul în ultimul hal, alea 9 grade simțeau ca 0. Deci până în momentul ăsta, când m-am dat jos din telecabină, să ajung aici. Deci am crezut că din clipă în clipă o să mă culc de tot. Fără niciun fel de catering, mi-a fost atât de frig cum nu mi-a fost niciodată în viața mea. În al doilea rând, nu poți să te aștepți ca neantrenat total să poți să urci 1500 de metri pe vertical, cum ar veni. Ne-am supraestimat. Se mai întâmplă. Bine că este foarte greu, deci este un traseu foarte, foarte greu. L-am făcut, dar am trecut mult, mult peste puterile noastre. Foarte mult peste puterile noastre. Și am mers mai departe pentru că nu aveam ce să faci. Adică ori mureai acolo, da, ceea ce nu era de dorit. Ajunsesem la un punct în care ori te întorceai 3-4 ore, ori mai mergeai 3-4 ore în față. Și nici la coborâre nu era ok, că te lăsau picioarele. Și nici la coborâre nu era ok, da, te lăsau picioarele. Tocmai de aia, având în vedere că ne-am depășit cu mult capacitățile noastre fizice și psihice, n-am mai urcat ultimele sute de metri care aveau o elevație foarte, foarte mare. Dacă ne odihneam puțin și nu ne era frig, cred că puteam să urcăm. Dacă era un restaurant acolo, să pot să stau pe un scaun jos, așa, stau pe un scaun bine, jos. Ce păr am ținut asta, hanoracul pe mine mereu. Da, concluziile sunt că este un traseu super, super greu, trebuie să fiți antrenați și este foarte frig. În rest, peisaje absolut senzaționale, apusul de acolo de sus, senzațional. Nu știu cât se vede pe filmare, cât de mișto e aici. Arizona, în filme mai văzut așa. Da, foarte mișto, un fel de... Iar reală n-am mai văzut. Da, Luna încă e acolo, săraca, ne-a ghidat toată noaptea. Și soarele. Lăsați! Mă făceam lui mama că nu-mi plăcea ceva de mâncare. Ți-a plăcut? Da, nu mai vreau. Așa e ce mi-a plăcut? Da, dar nu mai vreau. Nu, glumesc, chiar a fost foarte mișto. Data viitoare, luăm telecabina direct. Ne echipăm corespunzător. Cu telecabina. Ce mic pare de aici. Așa. Mic și nevinovat. Mic și nevinovat, dar foarte accesibil. Sunt curioasă dacă Vlad și Anca de la Lacăpșuni au reușit să ajungă sus, că ei s-au dus sus, până la urmă. Da, ei nu știu cum dăm noi de oameni care sunt mai mari ca noi, totdeauna, indiferent că au 30 ca ei sau 40 sau 50, întotdeauna oamenii mai în vârstă ca noi au mai multe energie ca noi. Și ei erau terminați, o să vedeți în video pe care l-a făcut Vlad. Dar se pare că au mai găsit niște resurse să meargă și pe ultima. Noi ne-am mâncat mălaiul mai repede. Da.